Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul Dr. Croșet! Haideți să mai lucrăm un proiect împreună. Eu zic că v-a plăcut ce ați văzut în prezentare și cu siguranță doriți să realizați și dumneavoastră acest minunat proiect pe care îl vom realiza din Alize Diva Silk Effect, codul 368. Aceste bobinuțe de fir subțire pe care vi le recomand că vă ajute în acest proiect, croșetă de 1,75 de 1,25, ochișori, un pistol de lipit cu silicon și vatelină, bineînțeles. Dar foarte bine puteți să realizați și din fir de catifea pe aceiași pași și veți obține un proiect mai mare și mai deosebit. Pentru fire vă recomand pagina Gabriela Pasiunea Croșetatului și are și accesoriile necesare. Vom începe pe cercul magic. Bun. Vom porni și vom realiza un cerculeț cu metoda bine știută. Pe cercul magic, primele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă este umbreloc, dacă este o jucărie, cum e și în cazul nostru, ce facem? Nu încheiem rândul, ci mergem în continuare. Și la rândul 2, ce vom face? Vom dubla, adică în fiecare ochi vom lucra câte 2 piciorușe scurte. Voi număra și apoi mă voi folosi de un firicel ca să-mi pun eu semn. 1, 2, am făcut 2 piciorușe scurte în același ochi. În continuare, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și în ultimul 11, 12. O mai trage noi aici de cerculețul nostru magic și chiar mă voi folosi de acest fir. Acum, ca să mărim noi cercul, în primul ochi, acum suntem la rândul 3, vom face un picioruș scurt în următorul 2, adică o înmulțire. 1, 2, în următorul un picioruș scurt, în următorul o înmulțire. În următorul ochi un picioruș scurt, în următorul o înmulțire. Foarte simplu. În următorul ochi un picioruș scurt, în următorul o înmulțire. Câte înmulțiri vom avea pe acest rând? 6. Corect. Am făcut un picioruș scurt, acum o înmulțire, încă un picioruș scurt și în ultimul ochi o înmulțire. La finalul rândului 3 avem 18 piciorușe scurte. La rândul 4 vom spori din 2 în 2. În primele 2 ochiuri câte un picioruș scurt, apoi o înmulțire. Tot 6 înmulțiri vor fi și vom avea la final 24 de piciorușe scurte. La rândul 5 vom spori din 3 în 3 și vom avea 30 de piciorușe scurte și la rândul 6 vom avea tot 6 înmulțiri, vom spori din 4 în 4 și la final vom obține 36 de piciorușe scurte. Am finalizat și rândul 6. Eu acum am 36 de piciorușe scurte. De la rândul 7 până la rândul 17 voi face doar câte un singur picioruș în fiecare ochi. Deci rândurile mele vor fi formate din 36 de piciorușe scurte.
Așa arată. Și ca să finalizăm căpșorul, ce vom face la rândul 18? Ne vom pune un semn și vom face scăderi din 4 în 4. Și anume, în primele 4 ochiuri vom face câte un picioruș scurt. 2, 3, 4 și acum vom face o scădere. Agățăm un singur fir de la următorul ochi, un singur fir de la următorul ochi, scoatem prin cele două fire și apoi vom face un picioruș scurt și astfel am făcut o scădere. În următoarele 4 ochiuri vom face din nou câte un picioruș scurt. 2, 3, 4 și haideți să facem împreună și cea de-a doua scădere, ca mai apoi să lucrăm până când vom finaliza acest rând. Vor fi tot 6 scăderi și vom rămâne într-un final cu 30 de picioruși. Și capul este gata, îl dăm deoparte, da? După ce finalizăm. Acum, pentru corp, am început exact cum am început și la căpșor. De la rândul 1 cu 6 piciorușe scurte, la rândul 2 6 sporiri, deci am obținut 12, la rândul 3 am sporit 1, dau 1, nu și am obținut 18 piciorușe scurte. La rândul 4 am sporit din 2 în 2 și am obținut 24 de piciorușe scurte. La rândul 5 am sporit din 3 în 3 și am obținut 30 de piciorușe scurte. Și la rândul 6 am sporit din 4 în 4 și am obținut 36 de piciorușe scurte. Rândul 7 și 8 vor fi formate din 36 de piciorușe scurte. Deci acum voi lucra două rânduri. În fiecare ochi voi face câte un picioruș scurt. Haideți să le lucrăm și pe... Haideți să continuăm. Suntem la rândul 9. În primele 12 ochiuri vom lucra câte un picioruș scurt. Ne vom ajuta tot de acest firicel. Da? Și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. În următorul ochi, două piciorușe scurte. 1, 2. Deci am făcut o înmulțire. 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, în următorul ochi 2 piciorușe scurte, 1, 2, în următoarele 12 ochiuri câte un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, în următorul ochi o înmulțire. 2 piciorușe scurte în același ochi, 4 piciorușe scurte, deci în următoarele 4 ochiuri câte un picioruș scurt, 2, 3, 4 și în ultimul ochi o înmulțire, deci 2 piciorușe scurte în același ochi, 1, 2.
acum am obținut 40 de picioruși. Rândul 10 și 11 vor fi formate din 40 de piciorușe scurte, deci în fiecare ochi, dragii mei, vom face câte un picioruș scurt. Haideți să lucrăm împreună rândul 12. În primele 12 ochiuri vom lucra câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o înmulțire, adică două piciorușe scurte în următorul ochi, 1, 2, în următoarele 5 ochiuri, câte un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, în următorul ochi o sporire, adică două piciorușe scurte în același ochi. De această dată vom face în următoarele 13 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 13, în următorul ochi o sporire, două piciorușe scurte, 1, 2, în următoarele 5 ochiuri, câte un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, vom face o înmulțire, adică două piciorușe scurte în același ochi și ne-a mai rămas un singur ochișor unde vom face un picioruș scurt. Și veți observa că la finalul acestui rând aveți 44 de piciorușe scurte. Rândul 13 și 14 vor fi formate din 44 de piciorușe. Haideți acum să lucrăm rândul 15. Vom lucra în primele 13 ochiuri câte un picioruș scurt. La fel ne vom ajuta de acest fir. Mai avem sporiri și pe acest rând. Deci 13. 1, 2, 13, 12, 13, în următorul ochi, două piciorușe scurte, adică o sporire. Lucrăm apoi 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din nou o sporire, adică două piciorușe scurte în același ochi. Acum vom lucra 14 piciorușe scurte. În următoarele 14 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 10, 14 și vom face acum o înmulțire. Două piciorușe scurte în același ochi. Vom lucra în următoarele 6 ochiuri câte un picioruș scurt. Vom face din nou o înmulțire și chiar în ultimul ochi aici vom lucra încă un picioruș scurt și vom finaliza rândul cu 48 de ochiuri de 48 de piciorușe scurte. Haideți să lucrăm acum rândul 16. Pe care îl vom face astfel. În primul ochi vom face un picioruș scurt. Ridicăm acum 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Numărăm acum 8 piciorușe, 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și în ochiul nou introducem croșeta și lucrăm un picioruș scurt. Acest spațiu este rezervat pentru codiță. Ce vom face acum? Vom face o scădere. Vom agăța fir de la următorul ochi. De la următorul ochi fir, scot prin cele două fire și apoi un picioruș scurt. Astfel am făcut o scădere. Voi lucra acum 4 piciorușe scurte și din nou voi face o scădere. 1, 2, 3, 4, o scădere, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o scădere. În următoarele 10 ochiuri vom lucra câte un picioruș scurt. 1, 2, 9, 10, o scădere, 4 piciorușe scurte, următoarele 4 ochiuri, câte un picioruș scurt, 2, 3, 4, o scădere, 4 piciorușe scurte și din nou o scădere. 1, 2, 3, 4, da. Și veți observa că am rămas cu 42 de piciorușe scurte. Acum știm foarte bine că pe rândul anterior am avut aici un picioruș scurt și vom lucra deasupra lui. 1. Intru acum pe cele 8 ochiuri de lanț și lucrez încă 4 piciorușe. 1, 2, 3, 4. Da? Bun. Și cu primul avem 5. Acum vreau să fac o scădere, chiar și pe aceste ochiuri de lanț. Introduc croșeta în următorul ochișor, scot fir. Croșeta în următorul ochișor, scot fir, am 3 fire și voi face o scădere. Acum voi scoate prin toate 3. Mă voi duce acum și voi lucra în continuare 5 piciorușe scurte. 1, 2, mă duc deasupra primului picioruș scurt, 3, 4, 5. Facem o scădere acum, însă de această dată agățăm câte un singur fir și de la următorul ochi și de la celălalt. Voi scoate prin amândouă firele și apoi voi face un picioruș scurt. Voi continua astfel până la finalul rândului cu scăderi din 5 în 5 și veți observa că vom rămâne cu 36 de piciorușe scurte. La sfârșitul rândului 17 avem 36 de piciorușe.
Acum, la rândul 18, vom scădea din 4 în 4, vom face 4 piciorușe scurte, o scădere. 4 piciorușe scurte, o scădere și vom rămâne cu 30 de piciorușe scurte. La rândul 19, vom scădea din 3 în 3, vom rămâne cu 24 de piciorușe scurte. Deci ce observați? Că la fiecare rând sunt 6 scăderi. Și după ce vom finaliza rândul 19, vom introduce vatelină suficientă cât să dăm o formă frumoasă corpului. Și mai apoi, la rândul 20, vom scădea din 2 în 2 și vom rămâne cu 18 piciorușe scurte. La rândul 21, vom face într-un ochi un picioruș scurt, apoi o scădere, tot de 6 ori și vom rămâne cu 12. La rândul 22 vom avea 6 scăderi și vom rămâne cu 6 piciorușe scurte și cu acușorul vom strânge noi gaura respectivă. Căpșorul este gata. L-am umplut bine, bine cu vatelină ca să aibă ținută și să nu fie moale. Cu foarfecul am procedat în felul următor. Da, am bătut foarte, foarte bine, s-a îndesat această vatelină și uitați ce formă frumoasă a luat. Același lucru l-am făcut și la corp, inclusiv aici unde este locul destinat pentru codiță. Ce vom face? Știm foarte bine că noi am lăsat 8 ochiuri libere și am ridicat 8 ochiuri de lanț. Noi acum vom introduce croșeta și vom recupera aceste 8 și cu 8, 16 ochiuri pe care vom lucra câte un picioruș scurt. Deci vom avea un rând format din 16 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, introduc din nou și fac un picioruș scurt și tot așa. Deci am 1, mă duc și agăț următoarea buclă și fac cel de-al doilea picioruș scurt. După cum observați, prind și firul în lucru. 4. Am lucrat deja 4, mă duc acum, cobor pe cele 8 piciorușe scurte, direct. Da? Aici pot să introduc pe sub amândouă firele. Deci am 5. Vom încheia rândul deasupra primului picioruș cu un ochi alunecat. Un ochi de lanț și vom proceda în felul următor. În primul ochi vom face o sporire, deci exact unde am introdus și am încheiat rândul, voi face două piciorușe scurte. 1, 2. Apoi în următoarele 6 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom face două sporiri, adică în următoarele două ochiuri, câte două piciorușe scurte. 1, 2, deci am făcut prima sporire, acum a doua. 1, 2. Din nou 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în ultimul ochi vom face o sporire, adică două piciorușe scurte și vom finaliza cu 20 de piciorușe scurte. Ne vom duce deasupra
primului picioruș și vom face un ochi alunecat la codiță și vreau eu să dau așa codița mea în două, da? Deci nu lucrăm pe partea de dedesubt, ci pe partea de deasupra, da? Și trebuie să avem 10 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiindcă pe acestea 10 noi vom lucra, însă vom introduce croșeta și pe sub ochiul de jos. Da? Introducem firul și vom face un prim ochi de lanț aici, în primul ochi. Da? Bun. Ne ducem acum în ochiul 2, dar nu uităm să pătrundă croșeta mea și pe sub ochișorul, da, de dedesubt. Vom face în ochiul 2 4 piciorușe duble reduse, adică vom scoate fir, vom avea 3 fire pe croșetă și vom scoate prin toate 3, 1, în același ochi, da? Introducem și pe sub ochiul de dedesubt, 2, încă o dată, 3 și încă o dată 4, deci 4 piciorușe duble reduse în același ochi. Vom sări un ochi acum și ne vom duce în următorul, vom pătrunde croșeta, vom introduce croșeta și pe sub ochiul dinspre noi, dar și prin ochiul de dedesubt și vom face un picioruș alunecat. Ne vom duce acum în următorul ochi, da, și vom lucra un picioruș dublu redus, la fel vom introduce croșeta și pe sub piciorul de deasupra și cel de dedesubt. Și vom face un picioruș dublu redus, două piciorușe duble în același ochi, introducem croșeta, 1, 2, încă o dată picioruș dublu, introducând prin același ochi, ne ducem acum în ochiul următor și lucrăm un picioruș dublu, încă un picioruș dublu și tot în același ochi un picioruș dublu redus ca să coborăm. Vom lăsa un ochi liber. Ne vom duce cu un picioruș alunecat în ochiul 2, deci nu în primul, ci în al doilea. Un picioruș alunecat și bineînțeles că vreau să pătrundă croșeta mea și prin ochiul de dedesubt ca să pot face piciorușul alunecat. Și acum mă duc în următorul ochi ca să fac 4 piciorușe duble reduse în același ochi. Unu, doi, trei, patru și în ultimul ochi, adică în ochiul 10, un picioruș alunecat care ar trebui să fie aici în margină și sper să mă lase să introduc. Haideți că am reușit. Și fac un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, trag de fir, tai firul. Și bineînțeles că îl vom ascunde. Și uitați și codița cât de frumos a ieșit. Bun. Capul acum, fiindcă mi-am lăsat fir mai lung, îl vom coase de corp, de jur împrejur cu acu și ața. După care vom lucra ochișorii, picioarele și codița.